Bine ați revenit la obidisimo.ro. Azi o prezentăm jocul Agario, sau mai bine zis Agar.io. L-am descoperit în serialul House of Cards, sezonul 4, și îl testăm pe Lenovo Vibe X3, care a fost primit în teste de la marketonline.ro. Aflați prețul în descrierea acestui clip. E bine, este un joc foarte interesant. Observați că nu are sunet, din câte știu. Pornim la drum cu o bilă, care trebuie să mănânce alte bile. Este practic un microorganism care crește mâncând alte microorganisme. În House of Cards juca rivalul lui Kevin Spacey la președinția SUA, spunea că îi place copilului său acest joc și a fost comparat cu cursa prezidențială. Pe măsură ce mâncăm aceste biluțe colorate, începem să ne mărim și vom putea să mâncăm și adversarii. Jocul este un titlu multiplayer în care sunt camere în care se află gameri ca și mine. El este mai amplu decât vedem noi aici. O să vedem foarte mulți utilizatori care au simboluri în arabă. Nu este o întâmplare. În vara trecută, partidele politice din Turcia au folosit acest mediu pentru a se duela în simboluri, sloganuri și altele. Avem la un moment dat și o sferă cu Obama. Și continuăm să ne îngrășăm. Iată și o sferă uriașă. Puteți juca și cooperativ, practic aducând pradă sferelor mai mari. Și m-a înghițit Lineo. Putem să folosim diferite skin-uri sau diferite texte afișate pe animalul nostru care se extinde. Îl jucăm pe agar.io, pe Lenovo Vibe X3. Jocul s-a lansat în iulie 2015. Este un multiplayer arcade. Ce vedeți voi aici ca grafică este realizată prin opțiunile mele. De obicei fundalul era alb, dar am umblat la setări. Varianta standard, această bilă continua să se miște chiar dacă nu apăsam pe nimic. Eu am setat să se oprească odată ce nu mai apăs. Controlul este simplu, ținem apăsat pe ecran și mișcăm creatura. Am ajuns la o masă de vreo 300 sau 400 la un moment dat. Putem să afișăm acea masă pe personajul nostru, ca să zic așa. Și am fost din nou înghițiți. E un joc foarte simplu, peștele cel mare îl mănâncă pe cel mic și sunt foarte mulți pești mari. Acum ne-am mâncat unul cu un leu, o să găsim echipe de fotbal, am văzut ceva cu Barack Obama, steagul Germaniei. Deci foarte multă lume joacă acest joc, a luat amploare brusc anul trecut și o bilă gigantică se apropie de noi. Acești giganți stau undeva pe la colțurile hărților și pândesc peștii medii, nu mici. Iată skins, putem să cumpărăm unele noi, cu monedele obținute și unele care au tematică legată de eclipsă solară, că tot a fost eclipsa recent. Apoi avem XP boost, care poate fi cumpărat de asemenea. Mass boost, masa este practic mărimea acestei bile. Și free coins, evident dacă ne uităm la reclame sau alte lucruri. Iar în zona de setări avem stop on release, direction on touch, poziționarea butoanelor, afișarea masei și a săgeții de direcție. Hai să mai jucăm o dată. Unii își trimit un fel de drone să captureze, niște minioni dacă vreți, și când câștigăm destulă masă putem să ne divizăm sau să îi împușcăm pe alții cu o parte din masa noastră, care la un moment dat se va întoarce la nucleu. De asemenea, nu putem să ne culcăm pe ureche, ci să ne îngrășăm într-una, pentru că vom deveni mai lenți când se mărește bila și pe măsură ce trece timpul, o să se micșoreze, va pierde din masă dacă nu continuăm să luăm acele bile sau să înghițim pe alții. Observați că nu am făcut performanță prea mare până acum. Suntem departe de acel scor de 300 la care am ajuns cu ceva vreme în urmă, cât pe ce să fim înghițiți. Jocul provoacă dependență, este extrem de simplu, am înțeles că a fost făcut de un singur dezvoltator în câteva zile, un băiat practic. Dar nu prea mai primit update-uri, a ajuns și pe Steam jocul, evident iOS, Android și ne-a înghițit un cupcake. Vine de la distribuitorul Miniclip, destul de celebru pentru jocurile sale arcade. Am înghițit pe cineva mai mare acum, am sărit direct la 35. Și lucrurile încep să arate altfel când ești un pește mai mare. Deja am încetinit și începem să pierdem masă și a venit și acest mamut
trăgând cu bile noi. Tocmai m-am făcut mare și lent și cât pe ce să mă înghită un bărbos, ia să ne divizăm noi, am tras cu acea bilă pentru a piscui altele și astfel putem să și vânăm biluțele mai mici. Dar ne mișcăm foarte greu când suntem atât de mari. Iată, era să fim striviți și vânăm acel lup care cât pe ce să-l înghițim, dar cumva nu a reușit. Și uite ce se face, tragi la un moment dat cu o parte din tine, are loc o divizie și astfel înghiți o altă bilă. El este Agar.io sau Agar.io, l-am văzut în House of Cards, a fost folosit ca o unealtă de bătălie între partidele din Turcia la alegerea anul trecut și dăm un 8,7 din 10 pentru originalitate. Are și o grămadă de easter egg-uri. Dacă spui numele Doggy, acel meme, o să apară câinele. Dacă spui Obama, apare Obama și altele de gen. L-am jucat pe Lenovo Vibe X3, jocul e gratuit în Play Store, iar telefonul Lenovo Vibe X3 îl găsiți la market online la prețul menționat în descrierea acestui clip. La revedere!